seara, sunt Natalia Cheptene. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară între... Fiul și fratele femeii care va intra în platoul nostru sunt învinuiți de violul unei minore de doar 14 ani. Protagonista noastră însă este ferm convinsă că ei sunt nevinovați. Ce argumente are? Vom auzi imediat. Să întâmpinăm. Înainte de a începe discuția noastră, voi avea o rugăminte către dumneavoastră și către toți eroii care vor intra astăzi în platoul nostru. Deoarece discutăm un subiect sensibil, cu implicarea unei minore, am să insist să nu pronunțați numele niciunei persoane care este implicată în acest caz sau are vreo tangență. O să vă rog să folosiți cuvinte de alternative, gen fiul, nepotul, fata, tânărul și tot așa. Și acum am să vă întreb, câți ani are fiul dumneavoastră? Fiul meu are 22 de ani. 22. Și fratele? 42. O diferență de 20 de ani? Da. Dintre ei. Da. În afară de această legătură de rudenie, ei mai au încă ceva care îi leagă? O prietenie strânsă sau ar fi lucrat împreună? Fiul cu fratele? Da. Da, au lucrat la stroic. Dar sunt prieteni? Își petrec timpul împreună? Cât de atașați? Cu prieteni, ca nepot cu moșul, așa. Deci nu o prietenie foarte strânsă, să zicem așa. Nu merg împreună undeva? Câteodată mai mergem. La distracție? Da, sau... câteodată, da, împreună. Așa. Spuneți-mi, vă rog, la ce v-ați gândit atunci când vi s-a spus că fiul împreună cu fratele ar fi violat o fată? La ce m-am gândit? În primul rând, nu-mi venea a crede, n-am crezut. A fost un șoc. Și a fost un șoc foarte mare. Explicați-mi, vă rog, de ce nu ați crezut? N-am crezut. În primul rând, fata ne-i nepoată de la verișoară. Și băieții nu sunt de ăștia care să fac așa răle de astea. N-am crezut nici într-un caz. Eu știu fratele, ne-l știu, știu fiorul. Ce fel de oameni. Îi cunoașteți foarte bine? Da, foarte bine. Știți ce se întâmplă în viața lor? Da, absolut tot. Și ați crezut că nu ar fi putut să facă un asemenea... Așa, murdărie, așa, nu. Fratele dumneavoastră este căsătorit? Da. Așa, și fiul, el? Nu. Are prietenă. Are prietenă? Da. Și o avea și la momentul în care s-ar fi întâmplat totul? Dar când? Ce spun procurorii? Ce știți dumneavoastră despre cele întâmplate? Unde s-a întâmplat și când? S-a întâmplat în sat la o mătușă de-a noastră. Când? În septembrie 2016, parcă. Eu știu, băi... Septembrie 2016? Da, da. Așa? Da. Că a fost violată de ambii, de fratele și de fiorul. De ambii? Da. Împreună sau da, cum? Da, trei duminici la rând și se duceau acolo. Deci și... nu o singură dată? Nu, nu, nu. Așteptau duminica, mătușa se duce la biserică și fratele cu fiorul intrau acolo și în o gradă. Poți spui că străină și dacă e mătușă sau te duci când vrei și intri când vrei acolo. Și ei intrau și ce făceau? O violat-o pe fată. Așa? Da. Știți și niște detalii, nu știu, unul stătea de pândă? Da, sau... unul stătea, unul și fășea acolo. Da, ar fi amenințat-o? Da, cu cuțitul în felul stat și la ușă, nu știu, acolo, eu nici n-am citit tot. Felul în care ne spuneți asta, cumva, nu știu, încercați să atenuați, nu vi se pare grav? Ceea ce ați citit, ceea ce ați aflat? Da. Grav am în vedere, dar nu-ți vinoveți. Dar și mai grav este că această fată de 14 ani este rudă cu cei doi. Da. E nepoată de la verișoară. Cum la fratele, dar de acum cu băietul meu. Vine poată. Verișor de a doilea. Asta înseamnă că cei doi presupuși violatori, fiul dumneavoastră și
fratele dumneavoastră, ei îi revin verișor și unchi. Unchi drept. Da. Este șocant. Da. Tare m-a șocat și nici nu-mi vine să cred niciodată. Deci o fetiță de doar 14 ani și încă nu are care, ci chiar nepoata voastră. Da. Ce era în capul dumneavoastră când ați aflat despre toate acestea? Dar nici nu-mi vine a crede, v-am spus. Așa ceva nu poate să fie. Da, într-adevăr, cu fata n-am nimic, nu sunt potrivă, ni nepoată, un copil, cum spun. Dar nu sunt băieți. La 14 ani. Care au spus. Dar spuneți-mi, vă rog, din câte am aflat noi, faptul că fata ar fi fost violată a ieșit la iveală abia după ce fetița a mers la medic. Da. Povestiți-ne, vă rog, ce știți despre asta. Fetița nu a spus la nimeni că e însărcinată, nici că violată, nici însărcinată până la este 6 luni. Și mamsa, verișoara, spune că nu știu ce are fata, că ceva să umflă la pânci, mă rog, o boală sau ceva. Și trebuie să duc să treacă uzeu. Și când s-a dus, s-a spus că e însărcinată. Dar până atunci nu a spus la nimeni. Ce termen avea? Cred că vreo 6, parcă așa ți-am minte. 6 luni. 6 luni? Da. Și încă era însărcinată și în ianuarie Sfântul Ion, e cu mama s-au venit la mine acasă, am stat la masă, eu, băiatul ficiorul avea prietenă, nu a spus nimic. Și de acum martie o reținut băietul, l-a luat deci, poliția. Ele au fost la voi da. În vizită până a se afla? Până a se afla, în ianuarie, de Sfântul Ion. Și fetița nu a demonstrat un comportament straniu, nefiresc pentru ea, vis-a-vis de voi? Nu. Absolut nimic. Deci ea practic a stat la o masă de sărbătoare, da. Nu a alături stat de mult. Presupusul ei violator. Da. Și mamsa era. Și cum se comporta fata? Întotdeauna. N-am observat nici așa straniu, ceva. Nu. Și băiatul dumneavoastră? Băiatul era cu prietena. Și el se comporta la da. Fel? Foarte firesc, da. Fără niciun... Ca neamuri, ca rudii, cum fără să fără niciun spun. Semnal că ar fi existat ceva între ei niciodată doi? Niciodată n-am observat lucrul ăsta. Am stat la masă, drept că nu a stat mult, că... Mama la verișoară, mătuș, cum îmi vine tot bolnavă și ne duci și ne duci. Cum vreți. Vreți, mai stați, vreți. Și asta le-am petrecut și gata. Acum mai țineți legătură cu verișoara dumneavoastră? Nu. Nu, de mult ținem legătura, că acolo tot a fost la un verișor de-a nostru și... Dar până atunci, relația dintre voi era normală? Normală. Ca între rude. Da. Nu ați avut certuri, nu ați avut... Nu. Și nu. Fiul dumneavoastră, fratele dumneavoastră... Niciodată n-am avut. Nu a avut niciun fel de ceartă cu... Nu. Și atunci mă întreb, de ce sunteți atât de convinsă de nevinovăția fiului și a fratelui dumneavoastră? Dacă ei nu puteau să facă lucrul ăsta niciodată. De ce sunteți convinsă de asta? Ei știu fratele, el are soții, niciodată n-a spui mintea cu un copil, mai ales că suntem rude. Băiet tot așa, e un băiet foarte liniștit, cu minte, ajutător. Nu fumează, nu vorbește prostii, urâte, murdare. Numai ia că el un băiat din școală, nu din școală, dar din clasă. Numai el și dintre fete, colegi de clasă. Odată, niciodată n-am avut să vii spui că băietul mă ta așa a spus sau nu mai spun că a făcut. Niciodată. În curând în platoul nostru va intra fratele acestei femei, învinuit că ar fi violat o fată de doar 14 ani, care pe lângă toate îi este rudă apropiată. Dar mai întâi să aflăm ce s-a întâmplat cu sarcina fetei. A născut? Da. Ați văzut vreodată copilul? Da. Când a născut, n-am fost cum să duci cum acolo la copil. De ce dar n-ați pe fost? Urmă, de atâta, că de acum s-a început fada asta și cu ce ocazie să te duci? Dar cu ce ocazie ziceți că ați văzut copilul? Cu ce ocazie v-ați dus? Pe urmă, nu la dânșa acasă, pe drum, așa, pensat.
Voi stați toți, cu toții într-un sat? Da. Și ce ați simțit atunci când l-ați privit pe acest copil? De, copilul nu e vinovat. Eu tot am nepoțel și încă am mai dat niște hăinuți. El poate fi nepotul dumneavoastră? Nu poate, nici într-o caz. Strănepot de la nepoat. Nepot de pe fiu sau nepot de pe frate? N-are cum așa ceva să fie. N-are cum. Eu nu știu cine spune, cum o spus, dar n-are cum. Eu vă înțeleg. Sunteți într-o situație extrem de grea, când trebuie să apărați doi oameni foarte și foarte apropiați. Da. Pe de altă parte, și victima vă este un om foarte apropiat, este nepoată dumneavoastră. Da. Cumva, în joc sunt prea multe sorți, prea multe vieți și toate din toate foarte, foarte apropiate, din sângele dumneavoastră. Da. Și totuși, vă dați seama că nu este exclus că acest fapt s-ar fi putut întâmpla. Nu cred. Lăsați acolo undeva o probabilitate că nu totuși cred. Este adevărat. Nu este adevărat, nici într-un caz. Nici într-un caz. Eu, din câte știu, cazul celor doi oameni apropiați, dumneavoastră, deja se judecă în prima instanță. Da, da, de 3 ani de zile. Și aici vreau să vă întreb, de ce ați apelat la noi? Am apelat la dumneavoastră că să ne ajutați. Alte ieșiri n-avem. Cu ce vă putem ajuta? Dreptatea. În afară de mediatizarea acestui caz. Să aflăm dreptatea, să răspundă și ne-au făcut. Dar pentru ce? Dar mergem unde n-ar fi. Dar cum așa? Fratele și fișorul își adă în pușcărie degeaba, sau cum spun. Dumneavoastră ați spus că știți cu amănuntii din dosar, așa ați povestit. De asta nu v-ați pus întrebarea ca tăman în duminică. Una duminică, două duminică, treia, care ați spus-o dumneavoastră. În vremea asta, fișorul era acasă sau era dispărut? Adică da, nu era în acasă. Teritoriul Grazului. Acasă erau. Dar dumneavoastră, în afară de ce sunteți convinsă în acțiunile și în purtarea fișorului, dumneavoastră, ca mamă, ca om, ați vorbit cu fișorul, să vedeți. Da. Și fața lui, expresiile lui, ceea ce v-a spus el, vă convinsă în aceea că într-adevăr aveți dreptate, că el nu este vinovat sau totuși undeva apare ceva? Nu. El am stat de vorbă pe tema asta cu dânsul, l-am întrebat, că înțelegeți dumneavoastră, eu l-am crescut singură și eu și ca mamă și ca tată. Și eu îl cunosc când el ceva nu spune drept sau... Mai în scurt, nu e vinovat. Nu vă supărați, dar ați zis că ați l-ați crescut și ca tată și ca mamă. E ca tată, dumneavoastră cu dânsul ați vorbit cum se comportă el cu o fată? Da. I-ați spus? I-am spus. Ce înseamnă fată? Ce înseamnă om în fața lui? Care poate fi urmările când nu se gândește la ce ești faci? Da, am vorbit, domnul. Și vă am mai spus. Sunteți convinsă că lecția o însușit-o? Da, păi cum altfel? Vreau să vă zic că e groaznic. Că-i fratele dumneavoastră, că-i fișorul dumneavoastră, că-i un om din sat, la o copilă de 14 ani, eu nu ne închipui. Eu înțeleg că lumea se duce nu știu unde. Pe mine, eu mă întreb, noi pentru ce plămădim copiii ăștia? Să le dăm drum în lume așa? Sau îi pregătim pentru aceia să ne înlocuiască pe noi? Discutăm noi cu dânși, ne uităm noi după dânși. Eu înțeleg că trebuie, că e greu azi, că trebuie să lucrăm, să facem bani, să-i hrănim și mai departe, dar e om în fața noastră. Cu omul ăsta trebuie să avem atitudine să-l creștem, să știm cine-l creștem. Asta pe mine mă miră și chiar zic, chiar e strașnic. Dar nu era, noastră sunteți cam, hai să zicem, nu vă socot ani, dar nu era vreme și e când eram noi copii cu dumneavoastră chestia asta. A venit timpul să-l invit în platou pe unul dintre invinuiții de violul fetei de 14 ani, care potrivit unei expertize judiciare ar putea fi tatăl copilului născut de ea. Este vorba despre unchiul fetei. Să-l întâmpinăm.
Eu, întâi de toate, probabil acum toată lumea se întreabă de ce ați intrat singur în platou și nu cu nepotul dumneavoastră, pentru că ambii sunteți învinuiți în același caz. Da. Unde este el? El este în Chișinău, pur și simplu el așa, e o fire mai retrasă, care, mă rog, nu a vrut să vie, că să-l vadă o lume întreagă și așa mai departe. Este de înțeles, poate mama vrea să ne spună ceva. El e liniștit, nu vorbește, nu, chiar dacă, dar nu cred vine că, nici poate să fie caz. Orice, dar nu liniștit acum, în situația în care este în plin proces judiciar și este pe banca acuzaților. Într-un dosar, cum să vă zic, e vorba de viol și e vorba de viol unei minore. Dumneavoastră știți ce riscați? Știm, dar nu avem pentru ce risca, pentru că noi nu suntem vinovați absolut. Mai întâi să-mi spuneți dacă știți foarte clar ce riscați. V-au zis, probabil, procurorii, avocații. Da, da. Ce riscați? Ani grei de închisoare. Câți anume? Până la 12. Până la 12? Da. Și nepotul dumneavoastră la fel? La El fel. A atins majoratul în momentul în care s-ar fi întâmplat totul. Da. Această idee că puteți sta la închisoare 12 ani... E foarte greu. Vă sperie. 3 ani de-amu alergăm pe drumul și vrem să ne se facă dreptate, dar e ca... Și dumneavoastră vă declarați nevinovat? Nevinovat, absolut nevinovat. Niciodată în viață nu i-am spus măcar dă-te încolo la copilul ăsta. Eu am să vă întreb direct. Ați impus-o pe nepoata dumneavoastră să întrețină relații sexuale cu dumneavoastră? Nu, niciodată. Ați amenințat-o cu cuțitul? Niciodată. Nu. Ați venit să o vizitați în acea casă? Nu. În acele duminici din septembrie? Nu. Nu. Și nici nepotul dumneavoastră? Nici nepotul meu. Pentru el puneți mâna în foc, atât da, de sigur? Da, pentru că el e nepotul meu. El a fost crescut de mine, de tata meu. Dar știți cum se spune? Copiii nu răspund pentru faptele părinților și invers. Nu, eu sunt crezut, el nu a făcut nici el fapta asta, nici nimic. Dar de unde? Ați fost în acele toate duminicele cu el, împreună undeva? Aveți un alibi foarte sigur? El la momentul dat era cu o prietenă care este și în ziua de azi cu dânsa și el nu-i băie de ăsta care spui mintea cu un copil și să meargă la așa faptă murdară. El niciodată în viață nu merge la așa ceva. O întrebați mai devreme pe sora dumneavoastră. Sora mea. Unde, dacă își amintește, unde era fiul ei în acele duminici din septembrie 2016? E deja, cum să vă zic, sunt 4 ani, 3 ani și jumătate de atunci. Da. Vă amintiți atât de clar ce ați făcut și cum ați făcut într-un septembrie din 2016? Dumneavoastră unde erați? În sat eram. În sat erați? Acasă, da. Acolo unde și s-ar fi întâmplat totul. Da. Stați departe de acea casă? Așa, la... Așa, un hărman dispărsește așa casa. Ei mai în vale stăm, dar noi mai în deal. Cam ce distanță ar fi? 500 de metri. Cât? 500 de metri. Da, deci foarte aproape. 500 de metri, așa, mai puțin. Foarte aproape. Da. Și niciodată nu ați vizitat-o pe nepoata dumneavoastră acolo? Dați-vă lămuresc. Acolo, la casa și eu, a trăit nepoata mea, fica lui soare. Fica lui soră. Luna lui august 2016 nepoata s-a mutat de la casa și ei, la care noi n-am mai fost niciodată în o gradă la casa și ei. Dar știați că acolo stă nepoata dumneavoastră? N-avem idei, nici nu mă interesa lucrul ăsta. Dar nu țineați legătura cu această familie? Pentru că sunteți rude, nu? Noi suntem sunteți rude, unchiul dar ei... Știm, mama acestei fete, care ar fi victima violului, este verișoara dumneavoastră dreaptă. Da, părinții noștri, frați drepți. N-am ținut legătură. A fost o problemă în trecut la care tata meu a împrumutat de la mamsa la verișoara mea o sumă de bani acolo. Și la care, nu știu, ca între frați nu au putut să înțeleagă, la care ei cereau banii ăștia de la mine, verișoara mea, mama la nepoata, la fata asta care ne-a prespus pe noi că noi am violat-o. Sora dumneavoastră știa despre asta? Despre bani? Da. Da. Tocmai v-am întrebat, înainte de a intra fratele dumneavoastră, dacă a fost vreun conflict între voi. Și vă întrebam dacă, cum sunteți în relații cu familia dumneavoastră mare. Ați zis că totul era bine. De ce ne-ați ascuns acest lucru? Nu, n-am ascuns, n-am înțeles întrebarea. Bine era, dar pe urmă de la banii ăștia s-a început conflict. De la banii ăștia a apărut un conflict care mai mulți ani a durat conflictul ăsta. Mai mulți ani, da? Dar despre ce sumă e vorba? Trăim acolo și tot mă sunau și erau bani și ei la care eu am răspuns că eu n-am și vă da nimic înapoi pentru că n-am împrumutat eu de la voi. Eu vreau să vă întreb totuși
această fată, nu aveați cum să nu o vedeți pe drum, în preajmă. Doamnă, dați să vă spun un lucru. Eu la copii nu trag atenție. Bună ziua, la revedere. Nu. Păi, dar nu este un oarecare copil, este chiar nepoata dumneavoastră. Dacă noi nu ținem legătura, mă rog, ca rudica asta, ea, noi nu ținem legătura, nu avem pentru să-i dau. Sau să ne întâlnim, măcar că trăim într-un sat. Chiar și mă întâlnim, dacă sincer vă spun, eu nici nu cunoștem genii pe fata asta. Dacă vă spun așa adevărul cum este. Nepoata asta noastră o depus plângere că în 2016, în luna septembrie, a fost violată în cutare loc, la cutare ca și așa mai departe, la care a spus că bade ea ca te-o băgași pe mătale în toată treaba asta lor murdară. Potrivit rezultatelor unui test medical, da, nu se exclude paternitatea, da, dumneavoastră, da, față de copilul pe care l-a născut această fetiță. Da. Dacă afirmați că voi doi, dumneavoastră și nepotul dumneavoastră, sunteți nevinovați, atunci cine este adevăratul violator? Eu știu cine. Spuneți-mi, vă rog, la ce v-ați gândit atunci când vi s-a spus că fiul împreună cu fratele ar fi violat o fată. La ce m-am gândit? În primul rând, nu-mi venea a crede, n-am crezut. A fost un șoc. Și a fost un șoc foarte mare. Ce știți dumneavoastră despre cele întâmplate? Unde s-a întâmplat și când? S-a întâmplat la o mătușă de-a noastră, că a fost violată de ambii, de fratele și de fiorul. De ambii? Da. Împreună, da, sau da, cum? Trei duminici la rând și se duceau acolo. Deci și nu o singură dată? Nu. Așteptau duminica, mătușa se ducea la biserică și fratele cu fiorul intrau acolo și o violat-o pe fată. Așa? Da. O fetiță de doar 14 ani și încă nu oarecare, ci chiar nepoata voastră. Da. Dumneavoastră știți ce riscați? Știm. Dar nu avem pentru ce risca, pentru că noi nu suntem vinovați absolut. Mai întâi să-mi spuneți dacă știți foarte clar ce riscați. Ani grei de închisoare. Câți anume? La 12. Și dumneavoastră vă declarați nevinovat? Nevinovat, absolut nevinovat. Niciodată în viață nu i-am spus măcar dă-te-n colul la copilul ăsta. Ați putea să ne-o descrieți pe fetiță? Cum să vă descriu? E o fată simplă așa, care din cauza lui mama ei e duce așa o viață mai grea. Mama s-a vinovată în toate și se petrece copilul ei. În ce sens o viață mai grea? Trăiesc sărac? Nu-i vorba în asta, în sărăcie. Viața nu constă că ești mai bogat sau că ești mai sărac. Viața grea pentru un copil de 14 ani, pentru un copil de atât că mamța, nu știu cum să vă lămuresc, nu i-o dat așa o educație ca cum dau părinți la un copil. Așa, știți, cu mamsa e mai vulgară, numai cu prostii, cu răcâniel și așa mai departe. Dar ziceți că nu prea vă cunoșteați foarte bine. Eu știu din tot ce cunosc și îmi spune și lumea de pe împrejur și așa mai departe. Și am văzut-o de amul după ce s-a întâmplat cazul ăsta. Noi ne-am întâlnit, am stat de vorbă și am văzut și dă de mamsa și poate să facă e. V-ați întâlnit deja după ce vi s-au înaintat acuzațiile? Da, după ce ni s-au înaintat acuzațiile, știți cum. Dar, apropo, când ați aflat în general? Ziceți că nici măcar nu ați știut bine acest copil. Asta. Când ați aflat și unde erați? Eu am aflat de asta în 2017. Eram în orașul Harkov, Ucraina, la soția mea. Erați în afara țării? Da, în afara la soție țării. Dumneavoastră? Da. Deci da. Familia dumneavoastră stă acolo, în Ucraina? Numai a doua familie. Cu prima ați divorțat. Păi bine, familia actuală. Familia mea, da. Eram în orașul Harkov, la care eram împreună cu soția la lucru, când la un moment dat m-a sunat fiica lui sora mea și mi-a spus că nepotul meu este reținut de către poliție, la care eu am întrebat pentru ce, ei nu știu la momentul dat. O revenit cu un apel la 10-15 minute și mi-a spus că e acta nepoata aslanta noastră, o depus plângere că în 2016, în luna septembrie, a fost violată în cutare loc, la cutare ca și așa mai departe, la care a spus că bade ea ca te-o băgași pe mătale în toată treaba asta lor murdară. Eu la momentul dat n-am stat mult pe gânduri, am reacționat rapid,
L-am sunat pe șeful de sector, la care am revenit în țară și m-am prezentat la poliție. Chiar atunci, imediat ce ați aflat? La două zile, da. Așa. Și ce ați vrut? Ați vrut să aflați ce se întâmplă? Da, am vrut să aflu, să aflu ce se întâmplă, la care ne-a fost înmânată învinuirea, că ea, ca sunteți învinuit, pe articolul 171 alineatul 2. Și ați fost reținut? Nu. Pentru ce? Păi, dar a zis că nepotul dumneavoastră el a fost reținut. El a fost reținut, da, a fost. El de ce el și dumneavoastră de ce nu? Nu știu. Pentru că nepotul ne-a fost reținut la 3 zile, dintre care l-a eliberat, procurorul nu s-a liniștit, a scris la apeliație, de-amul la apeliație am fost eu cu nepotul meu și l-a eliberat și apeliație. Și totuși, potrivit rezultatelor unui test medical, da, nu se exclude paternitatea, da, dumneavoastră, da, față de copilul pe care l-a născut această fetiță. Da. Eu am să vă rog mai întâi pe dumneavoastră să ne explic. Cum vă explicați dumneavoastră acest fapt? Sincer vă spun, ne-a făcut testul ăsta pe grupa de sânge, la care nepoata asta, mamsa neverișoară drept. Și în fel că nu se exclus, aseamnă grupa mea de sânge cu aia. Dar eu nu sunt de acord, nu sunt de acord cu testul ăsta. Nepotul dumneavoastră i s-a făcut același test? Da. Și el împreună la fel nu este exclus? El e exclus. Voi sunteți rude între voi. Da, el e exclus, dar eu nu sunt exclus. Atunci explicația dumneavoastră nu este sustenabilă. Altfel eu nu. Eu singur am cerut la judecătorie să îndeie ADN-ul concret care să arate la procentaj. Haideți să vedem ce ne va explica, da, și expertul nostru. Este vorba de domnul Dorif. Насчет этого теста, все-таки он не может установить степень родства. Давайте сначала определим, что это за тест. Это совсем тест, не тест ДНК. Это тест просто по группе крови, по резус-антигену, по МН-антигенам крови. Показывает, насколько совпадают эти факторы в крови предполагаемой матери, предполагаемого ребенка, предполагаемого отца. Этот тест может показать только уж очень откровенно неродственные случаи. Допустим, если у ребенка предполагаемого группы крови первая, а у предполагаемого отца четвертая, тут, извините, никак не может быть отец. Хорошо, но как же тогда объясняется то, что они оба, будучи родственниками этой девочки, результат разные анализа крови, совершенно разный? Разные группы крови, разный резус-фактор. Просто у родственников больше вероятность совпадения в данном случае. А у вашего племянника какая группа крови? Не знаю. Группа Патра позитива. У вас? Третья, положительная. Ну, вот, собственно говоря, ответ. Спасибо, Александр. То есть, по сути, этот тест особо ничего еще не доказывает. Он же называется тест де эксклюдере патернитети. Соответственно, он может просто отсеять, скажем так, невероятных кандидатов на отцовство. Он не может утверждать, что этот человек является отцом или матерью ребенка. То есть погрешность была бы огромная, да? То есть они речь даже не идет. Именно установление отцовства, материнства, степени родства, оно делается иначе. Оно делается генетическим анализом под так называемым СТР-локусом, Shunt Tandem Repeat Locus. Да, то, что мы здесь неоднократно делали, в том числе в нашем, проекте. Спасибо, спасибо, Александр, да, за это объяснение. Мы продолжим. Vreau să știu totuși, dacă ziceți că sunteți nevinovat, nepotul dumneavoastră la fel, ce motive ar avea această fetiță să vă acuze pe voi doi? Această fetiță, nu a avut motive. Asta eu fost impusă de cineva. Frate, dacă ați sta acum față în față cu nepoata dumneavoastră, da, ce i-ați spune sau ce ați întrebat? Da, eu de-amul, doamnă, știu tot și răspunsul, știu și care e vinovatul. Eu timp de 3 ani am alergat singur și știți cum, să am doveți, să am să pot demonstra din nivelul învețăia mea care o am eu. Dar ce pot să-i spun? Eu nu pot să-i doresc mult sănătate și un
viitor fericit. Eu n-am și cu mamța acolo, este o leacă de care mamța și la momentul, ați vorbit vreodată cu această fetiță, deja după tot ce s-a aflat? Da. Ați vorbit? Da. Și spuneți că ea minte atâta timp cât vă acuză pe dumneavoastră. Ea o minți de la început. Când iar dumneavoastră spuneți adevărul? Da. Când ne-a învinuit pe noi de la început, ea o mințit. Dar după asta dacă ne-a spus spuneți adevărul. Sau nu adevărul, vom afla din rezultatele testului la detectorul de minciuni, pe care ați acceptat să-l treceți. Da. În curând le vom anunța. Credeți că l-ați trecut cu bine? Eu sunt crezut. Pentru că eu n-am făcut fapta asta și nu sunt vinovat absolut cu nimic. Să știți că mai sunt minute numărate până vom afla rezultatele. Dar nu înainte de a auzi de la dumneavoastră încă un lucru. Da. Așa cum am zis, dacă afirmați că voi doi, dumneavoastră și nepotul dumneavoastră, sunteți nevinovați, atunci cine este adevăratul violator? Eu știu cine. Vă rog să ne spuneți. Fratele ei drept. La care eu am și un audiozapis, am și perepiștile lor care scriu pe Facebook, am tot. Am toate dovezile. Deci vreți să ne spuneți că aveți și dovezi? Da. Ați zis de o înregistrare? Da, audio. Audio. Da. Haideți să auzim. Eu ca vreau ca tu să spui adevărul. Eu am încredere, da. Eu nu spun că asta e drept, el spune că nu e drept. El spune că nu e drept? Da. Eu am vrut să mă duc înainte să dau la DNA, dar nu am putut. Aha. Adică nici mamica nu mă... Nu te-o subținut sau cum? Nu, da, eu dacă îi spuneam vreun ceva, e și că nu știu acolo, și pe țip, dar chiar și să vreau să vorbesc cu dânsa, nu pot țip întotdeauna. Mai scurt, e nu poate să stea în liniște, să grească, să discute cu tine și așa mai departe. Dar pe cine el? Spune-l. Cine naște? Spune-l să știu. Mata, mă, și tot ai să spui că asta nu se poate. Și dacă? Nini totul, nu poate și cine naște și așa lași, ți-am zis, poate și bă și neam și ne-neam și frate și verișor și naște. La mine că nu mă crede. Spune-l să știu eu. Este mă jur pe copilul meu că am numai un copil și n-am mai mult. Fratele tău? Da. Am eu am spus la mamica, dar ei nu mă crede. Eu vreau să vă întreb când și cum ați avut această discuție pe care tocmai ne-ați avut. Această discuție a fost anul trecut, 2019, în luna lui august, data precis. Nu vă pot spune... Abia peste 3 ani. Da. După ce le-a întâmplat. La care noi am fost la o judecată și eu am rugat-o frumos de față cu mamsa, zic, te rog adevărul, tu vezi că ne bagi în pușcării pe noi, pe nedrept și pe geaba. Deci în acel moment, în mașină, vă aflați în mașină? Da, da. Se afla și mămica ei? Nu, vă lămuresc. Noi am venit de la judecată, eu i-am rugat seara ca ei să vie la sora mea de vale, una unde trăiește sora mea. La care mamsa a dat acordul ca eu să mă duc cu dânsa într-o parte, mașina era alături ca să-mi povestească în ei. Și atunci, la momentul dat, eu am făcut un audiozapis, mă rog să am o dovadă oarecare. Și mamsa, pur și simplu, eu s-o supărat după asta și o mers iar împotriva noastră, precum că de-a mâini și eu aflat adevărul, că merge vorba despre fiorul ei drept, care vă l-am spus. Câți ani are el? Nu, sincer, 19 sau 20 ani. Și la momentul presupusului viol, cam cât ar avea? În 2016? Era minor? Da. Ați prezentat instanția această înregistrare? Da. Așa, și? Eu pus-o ca probă. Pur și simplu, eu am cerut ultima dată. Procurorul mergea intenționat că, mă rog, să nu primească probele astea. Dar judecătoarea, doamna judecătoare mi-a aprobat ca probă în favoarea mea la ce am cerut să ne se fac și ADN-ul, numai că din suma mea să plătesc eu, să achit eu. Это просто я в шоке, да, от того, что происходит в семьях, в селах.
от насилия над детьми, и получается еще насилие детьми над детьми. Да, это ужасно, и этому просто нет сил, возможности прожить. Я удивляюсь, как вы три года... Ну, тут нет удивления. Я вас понимаю, что вы три года ходите и оббиваете пороги инстанции. И вы молодцы, что вы до конца держитесь и пытаетесь это доказать. Вот, но бедные ли те дети, да? 14 лет, 16 лет, кто насилует, кого насилуют, что с ними там происходит, что вообще с ними происходит? А вы верите, Марьяна, в то, что говорит наш герой? Вы знаете, я допускаю все. Deci, nu știu, eu deja vreau să mă expun asupra, iată, spuneți că îmi place deja 3 ani în instanța judecată. Deci, într-adevăr, este o problemă a sistemului nostru de drept. Lipsa utilajului, pentru că dacă se făcea ADN-ul ăsta de la urmărirea penală, încă până ajunge dosarul judecat, cred că soluția eficaz era de mult adoptată și mai rapid. Dar iată, se fac niște teste care ele, în principiu, mare lumină nu aduc în cazuri. Dar iată ce ține de poziția... Eu cel puțin am mari rezerve că dumneavoastră ați comis fapta. Eu de mai degrabă, pentru că, deci vă explic, eu cred că doar un om inconștient și fără capacitate de exercițiu și limitat mental poate să iasă în fața lumii, să ceară testul ADN atât de convins, care știi că testul ăsta practic o să demonstreze 100% dacă are atribuții cu săvârșirea faptei sau nu. Din cât se vede dumnealui, parcă nu are probleme cu capul, cel puțin așa mi se pare mie. Și eu nu știu de ce sunt înclinat în partea asta de a crede în prezumția nevinovăției și nevinovăția lui, decât în faptul că a săvârșit această fapt. Deja cred că sinceritatea vorbilor care dumnealui le spune acum o să fie demonstrate prin probele care urmează să fie prezentate în continuare. Nu întotdeauna faptul că a avut loc un raport sexual rezultă cu o graviditate, da, cu o sarcină. Și tare am o bănuială că fata respectivă totuși a avut ea niște temeiuri ca să includă un cerc larg de suspecți. Plus la toate, mai este o situație că mie îmi pare că ea îl acoperă pe fratele ei, dar acum ai pus în situația să mai acopere și alți oameni care au participat la formarea ei sexuală. Ferească Domnul să te naște azi fată. Ia că asta eu sunt convins. În țara în care trăim noi, în situația în care suntem noi, uitați-vă câți oameni maturi, satul întreg, copilul de 12-14 ani și noi trebuie să rezolvăm problema peste 4 ani. Dar unde erați voi oameni buni? Moși! Mătușă, pedagogi, consiliu, consilieri, primării și așa mai departe. Unde erau voi toți? De ce un copil, nu vă dați întrebarea, de ce un copil se teme de toți, cu nimeni nu discută? Lui mama nu-i spune că e gravidă, lui diriginta nu-i spune că e gravidă, lui prietena sau prietenul ei nu-i spune că e gravidă. E ca gândiți-vă la asta. Pentru ce naștem noi copilul și în ce situații, în ce condiții îl punem noi pe dânsul? Acum vom discuta cu persoana care spune că nu se va lăsa de cei doi bărbați până nu îi va vedea după gratii, asta chiar dacă îi sunt rude. Este vorba despre mama minorei care ar fi fost violată. Ea se află acum în camera noastră secretă. Înainte de a începe discuția noastră, vreau să revedem deja împreună înregistrarea în care fiica dumneavoastră ar recunoaște cine ar fi violatorul adevărat. Atenție! La mine că nu mă crede. Spune-l să știu eu. Este și... Mă jur pe copilul meu că am numai un copil și n-am mai mult. Fratele tău? Da. Eu am spus la mami că de ei nu mă crede. Vreau să vă întreb, este vocea fiicei dumneavoastră în această înregistrare? Poate și ieși aia, poate nu și ieși aia. Nu o recunoașteți? Nu recunosc. Dar ce vă face să nu-i recunoașteți vocea? Nu seamănă cu vocea ei? Nu prea seamănă. Nu prea seamănă? Nu. Dar ați auzit bine ce a spus fata. Ce credeți despre asta? Nu-i dreptnica. Spuneți-mi, vă rog, este adevărat că anterior fata dumneavoastră v-ar fi spus că a fost violată chiar de fratele ei, fiul dumneavoastră? Poate și, dar nu cred că... Nu, acum vă întreb ce v-a spus fata dumneavoastră. Nu. Este adevărat că v-ar fi spus că a violat-o chiar fratele ei? Nu. Niciodată nu v-a zis? Nu. Nu mă refer la această înregistrare.
Eu vă spun că nu. Dar cum ați aflat că fata dumneavoastră de 14 ani este însărcinată? Eu m-am dus cu dânsa la aparat și atunci am zis că e însărcinată. Dar înainte de a vă duce la aparat, ați avut niște suspiciuni? Eu am crezut că ei asta, mă rog, a pincit-o, grija, și așa e făcută. Și când ne-am dus la aparat, mama a auzit, zice că n-a împlinit pensia, n-a bani și duci și vezi ce are. Și când m-am dus, ei era însărcinat srocul mare. Și eu am întrebat-o, de la cine? A să-ți spun, da, să nu răcnești la mine. Zic, da, cine? Fratele meu. Zic, nu cred asta niciodată. Înseamnă că ea v-a spus totuși că violatorul ar fi fratele... După ce am trecut aparatul. Exact, atunci când ați aflat că este însărcinată. Da, da. Ea a zis... că e fratele ei, dar eu nu cred. Deloc. De ce nu credeți? Că el așa ceva nu poate să facă. Și atunci, fetița dumneavoastră, ce motive ar avea să vă spună că e fratele ei? Eu nu cred că e fiornă, dar ea a pus-o cu deasă la esteme de dânșă. Nu, nu, spuneți-mi, vă rog, atunci, imediat, după ce fata a trecut... aparatul. Da, exact, testul la ultrasonografie, bănuiesc, da, nu? Da. Și ați aflat că este însărcinată. Chiar atunci ați întrebat-o, nu? Da. De la cine este copilul. Da, e pe urmă. Și v-a zis că e de la fratele ei. De ce nu ați crezut-o? De ce? Adică sunteți atât de convinsă că băiatul dumneavoastră nu putea să facă așa ceva? Nu. De ce? Că eu am mai lăsat-o cu dânsul și nică nu i-o făcut. O lună de zile am lăsat-o. Că eu eram cu mama în spital. Și el nică nu s-o anina de dânsa și când a cu ea asta, în momentul dat când s-o la mătușă mea, n-a eu un violat-o. Nu cred deloc. Ați mers la poliție chiar în ziua aceea, nu-i așa? Nu, știi, a treia zi. Ce a declarat fata acolo la poliție? Deodată o zic că-i frate-o, dar pe urma când ne-a mai dus la vreo două, ne-a chemat de vreo două ori, o zis că-i verișorul și nepotul. Verișorul și unchiul ei? Da. Ce s-a întâmplat în aceste două, trei zile și de ce fata brusc și-a schimbat declarațiile? Nu știu. Nu pot să vă spun. Dar n-ați vorbit cu ea după ce ați mers la poliție? Probabil ca mamă a trebuit să duceți niște discuții cu ea, să întrebați. Am vorbit. Eu o zis că nu, ea ca ești ea. Eu i-am spus, spune și ni dreptul, și ni tata la copil. Nu vrei să trăiască cu tine, las plătească la copil. Și eu o zis că nici nu trebuie nică. Eu pot să mă duc în cimitir, dar nu vă spun și ni tata la copil. Da, da. Copiii dumneavoastră sunt de la un bărbat sau de la diferiți bărbați? De la doi bărbați. Deci băiatul dumneavoastră și fata au tați diferiți? Nu, sunt frate cu soră. Deci, haideți că ne duceți în ceață. V-am întrebat încă o dată. Deci, copiii dumneavoastră, fratele și sora, da? Da. Fiul și fiica. Da. Sunt de la același tată? Da. Deci sunt frați drepți. Da. Dar de ce sunteți atât de convinsă că verișorul și nepotul ar putea să o facă? Ea nu-mi trebuie nia să-mi plătească, dar să plătească la mamă și la copil. A venit timpul să aflăm cât adevăr este în declarațiile pe care le-au făcut eroii noștri în acest platou. Unchiul fetei, acuzat că ar fi violat-o pe când aceasta ar avea doar 14 ani, a acceptat să treacă testul la detectorul de minciuni. Că toată ai liniștii! Tu ai să-mi plătești, nu uita atâți ani ești decât am alergat 3 ani pe drum și m-ai distrus fizic, moral și psihic. A venit timpul să o auzim pe victima presupusului viol, care se află acum în camera noastră secretă.